Dorina Gherganov vă prezintă telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la știrile amiezii pe TVR Moldova. Iată cele mai importante subiecte ale orei. Ploile torențiale au produs mari pagube în mai multe localități din Republica Moldova. Codul galben de vreme rea este valabil până duminică. Pe 28 iunie 1940, Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herța au fost ocupate de sovietici și nu eliberate. Convingerea a fost exprimată de istorici la emisiunea Punctul pe azi de la TVR Moldova. Un bărbat de 56 de ani din Germania este suspectat că și-a ucis 21 de colegi de serviciu în 18 ani prin otrăvirea mâncării cu metale grele. Ploile torențiale de joi seara au lăsat urme în mai multe localități din Republica Moldova. Cele mai afectate au fost satele Calmațui, Bujor, Fundul Galbenei și Horești, unde ploaia cu grindina a distrus culturi agricole. În localitatea Filipene, Leova, precipitațiile au distrus 4 hectare de viță de vie. De ajutorul salvatorilor a fost nevoie în raionul Hâncești, unde apele au inundat beciurile și subsolurile a 5 gospodării. Ploile au făcut ravagii și în Chișinău, unde puhoaiele de apă au transformat mai multe străzi în adevărate râuri. Cel puțin 9 localități din raionele Ialoveni, Criulenea, Nenii Noi, dar și municipiul Chișinău au rămas parțial fără curent electric. Pe o rețea de socializare a fost postat un filmuleț din care se vede cum un fulger lovește un bloc din Chișinău. Autoritățile urmează să stabilească pagubele. Meteorologii au emis cod galben de vreme rea până duminică. Curți, case, subsoluri inundate și străzi acoperite de apă au fost urmările ploii puternice de aseară din capitala României. În București, pompierii au fost chemați să scoată apa din subsolurile unor blocuri. Bulevardele Mareșal Alexandru Averescu, aviatorilor și metalurgiei au fost acoperite de puhoaie după ce canalizarea nu a făcut față cantității mari de precipitații. În orașul ilfovean Pantelimon, mai multe gospodării au fost inundate. Șoferii au fost nevoiți să circule cu viteză redusă pe anumite străzi, unde apa ajungea până la jumătatea roților. Pe 28 iunie 1940, Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herța au fost ocupate de sovietici și nu eliberate. Convingerea a fost exprimată la emisiunea Punctul pe azi de la TVR Moldova de istoricii Ion Varta și Sergiu Cataraga. Potrivit lor, consecințele ocupației sovietice au fost dezastruoase, iar localnicii au fost supuși unui adevărat genocid pus la cale de Kremlin. De către cine am fost eliberați? De sub cine am fost eliberați? Pentru că acest mit bântuie și astăzi în Republica Moldova. Este o invenție, între ghilimele, ale politrucilor lui Stalin, care trebuia să justifice acest rab teritorial, această rășluire de teritoriu străin, de incorporare cu desilă, de anexare. Și au inventat această poveste cu eliberare, justificându-și această inepție prin faptul că atunci, în 1918, vezi, Doamne, aici era puterea sovietică. A fost o operațiune curat militară. Ce s-a întâmplat atunci, în 1940, la fel a fost un război hibrid. Pentru că, însăși, motivația de a intra în Basarabia a fost foarte interesantă. Chipurile, majoritatea populației Basarabiei sunt ucraineni și noi trebuie să eliberăm, că au făcut-o la fel și cu Polonia în 30. Cu un an de zile înainte, când au intrat și au spus că intrăm în Polonia să apărăm interesele, liniștea, pacea, securitatea ucrainenilor și belorușilor din Polonia. Bine, ultimul episod l-am văzut cu toți, anul 2014, din partea Federației Ruse cu Crimea. Cam aceleași minciuni sfruntate. În 3 zile au fost împușcați aproape 2000 de oameni. În 3 săptămâni toate pușcările erau supra-solicitate, fiindcă nu mai erau spațiu, că erau arestați foarte mulți oameni. Au urmat mobilizări la munci forțate, au urmat
acea mic episod, dar care i-a vizat pe vreo 3000 de basarabeni deportările din septembrie-octombrie, a urmat primul mare val al deportărilor din iunie. Deci toată această dramă cumplită a fost una imensă. Într-un an de zile s-au întâmplat atâtea lucruri dramatice care ar fi fost suficient pentru, nu știu, un secol. Deci asta a fost semnificația acestei așa zise eliberări. Dar care a fost soarta găgăuzilor? În perioada foametei cumplite, foametei provocate în mod premeditat de regimul sovietic de ocupație, găgăuzii au suferit cumplit. Găgăuzii au înregistrat pierderi imense, uriașe, raportat la mii de locuitori. În perioada interbelică, poporul găgăuz a avut mare noroc să nu nimerească în acel sistem comunist-sovietic de nimicire în masă. Găgăuzii care sunt în vârstă, care au trecut în perioada română, vorbesc foarte benefic, chiar laudă regimul monarhiei românești, ajutorul care le era acordat. Ei singuri spun, veneau profesorii români în sate și practic îi rugau pe găgăuzi trimată copiii să facă studii, pentru că ei au fost limitați pe departe în Imperiu, fost Imperiu Rus, nu aveau dreptul la carte. Erau practic o minoritate permanentă ținută în întuneric ca nu cumva să răsară cineva de rândul lor care mai târziu să-și ceară careva dreptul în cadrul Imperiului. Astăzi însă unii reprezentanți ai etniei găgăuze încearcă să distorsioneze adevărul istoric. Deseori când am lecții cu profesori din găgăuzia sau din raionul Taraclia sau cu profesorii de predare în școlile ruse, ei îmi spun deschis, domnule Cataragă, nu ai existat pactul Moltov-Ribbentrop, partea secretă este o minciună sfruntată, este un fals istoric și așa mai departe. Ei îmi spun deschis despre acest lucru. Și asta la cursul de perfecționare unde vorbim ca specialiști. Închipuiți-vă câtă ură aduc acești profesori în școlile respective. Și după asta nu ne mirăm. Eu nu cred că poporul găgăuz nu are discernământ și nu are acest bun simț să se distanțeze de asemenea aberații, fiindcă este limpede că trebuie să conviețuim civilizat, în bună pace și înțelegere. Cadavrele urât, mirositoare și îmbibată cu formol intră încet, încet în istorie la Facultatea de Medicină. Studenții sunt bucuroși că pot învăța de acum pe un manechin din polimer care imită perfect anatomia unui bărbat. Îl putem vedea și noi peste câteva momente în telejurnal. Câteva clipe de neatenție au costat viața unui copil de 2 ani din Dondușeni. Micuțul a fost găsit fără suflare pe malul unui lac din apropierea casei. Tragedia s-a întâmplat în localitatea Țaul. Potrivit oamenilor legii, copilul de 2 ani era acasă cu bunelul și se juca în ogradă. La un moment dat, bărbatul de 65 de ani a observat că băiețelul a dispărut. Acesta a anunțat autoritățile și s-au pornit să-l caute. Polițiștii au găsit micuțul fără suflare pe malul lacului din apropierea locuinței. Oamenii legii presupun că s-ar fi înnecat. Expertiza medico-legală va stabili însă cauza exactă. La un pas de nenorocire, un copil de 5 ani a fost salvat de pompieri după ce locuința în care se afla a fost cuprinsă de flăcări. În momentul izbucnirii incendiului, copilul era singur în apartamentul situat pe strada Căușeni din Chișinău. Ajunși la fața locului, pompierii au evacuat de urgență micuțul prin geamul de la etajul 3, folosind autoscara de intervenție. Ulterior, copilul a fost preluat de către Serviciul Asistență Medicală Urgentă. Din fericire, băiatul nu a fost rănit și nici nu s-a intoxicat cu monoxid de carbon. Incendiul a fost lichidat de către două echipaje ale IGSU. Flăcările au afectat doar bucătăria apartamentului. Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează a fi stabilite de către specialiști. A cerut bani de la un student, iar acum riscă închisoare. Vorbim despre un profesor de la un colegiu din Hâncești, cercetat penal pentru corupere pasivă. Potrivit Centrului Național Anticorupție, profesorul ar fi pretins 3500 de lei de la un student pentru a-l putea nota maxim la teza de licență. Studentul ar fi anunțat procurorii anticorupție și sub controlul lor ar fi transmis o parte din bani. Profesorul a fost prins în flagrant delict în momentul când primea ultima tranșă
ușă. Bănuitul a fost reținut, însă pentru că și-a recunoscut vina, a fost eliberat de procurori. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 7 ani de închisoare și privarea de a ocupa funcții publice pe un termen de până la 10 ani. Accident astăzi noapte la ora 2 în județul Constanța. Un autocar care plecase din Bulgaria cu destinația Kiev s-a răsturnat pe șosea între localitățile Ovidiu și Mihail Cogălnicianu. În autocar se aflau 60 de cetățeni ucraineni, 49 de copii și 11 adulți. Din cauza numărului mare de persoane implicate în accident a fost activat planul roșu de salvare, iar la fața locului au fost trimise 14 ambulanțe. Copii și un adult au ajuns la spital cu răni ușoare. Ceilalți pasageri sunt cazați la Casa de Cultură din Mihail Cogălnicianu și așteaptă alt autocar să-i ducă la destinație. Studenții de la medicină nu vor mai trebui să studieze doar pe cadavre. Universitatea a reușit să cumpere un manechin creat special pentru cursurile de anatomie. Corpul uman artificial a costat 40.000 de dolari. Noul cadavru artificial imită anatomia unui bărbat și este confecționat din polimeri. Nu mai trebuie să stea în formol și nici nu miroase precum cadavrele autentice. Este un cadavru natural, inițial disecat cu evidențierea vaselor, nervilor, mușchilor, apoi urmează o tehnologie specială de plastinare. Decanul Facultății de Anatomie spune că până acum studenții studiau pe cadavre achiziționate încă din perioada sovietică și care nu pot fi utilizate o perioadă îndelungată. Fiind folosite zi de zi de studenți, ele se deteriorează și pot fi folosite, nu, maximum un an de studiu. În cazul pieselor plastinate, ele nu au termen de folosire. Le vedeți în această stare, ele pot să păstreze 10 și sute chiar de ani. Manechinul ajută la instruirea și evaluarea studenților. Aceștia îl vor studia de la distanță, întrucât corpul uman artificial este izolat într-o cutie de sticlă, dar îi se văd foarte bine mușchii, vasele de sânge sau nervii. Cu un arătător laser o să punem și numere, o să fie foarte accesibil și atunci studenții o să vadă ce și cum și profesorul îi lămurește. Ficatul, inima cu vasele, iată și aorta, stomacul, duodenul, iată acestea sunt vasele intestinului. Studenții spun că vor putea studia cu mai mare ușurință corpul uman. Consider oportunitate foarte bună, deci acolo se observă foarte, foarte minuțios orice și eu cred că e o idee bună. Dezavantajele vechilor cadavre sunt parțial date uitării. Era un miros nu foarte plăcut, dar poate că ar încurca un pic. Dacă ești printre primii studenți care studiază pe cadavrul nou, deci e destul de ușor, adică se observă cam toate formațiunile. Însă dacă rămâi la fine, după care toate facultățile respective au studiat pe el, se distrug unele compartimente. Bărbatul din plastic va avea curând și o parteneră. Facultatea de Anatomie va cumpăra și un manechin de gen feminin. Cele două corpuri artificiale sunt confecționate la Sankt Petersburg și vor costa Universitatea de Medicină de la Chișinău peste 80.000 de dolari, cu tot cu taxe vamale. Festivalului Internațional Nopțile Pianistice din Moldova, Marea Neagră, vine cu un impresionant program pentru toți cei care iubesc muzica clasică. Despre suita de concerte clasice care va delecta publicul din Chișinău și Tiraspol în cadrul acestui mult așteptat festival, vorbim în ediția de astăzi a emisiunii Obiectiv Comun.
Știri externe, acum un schimb de focuri soldat cu cel puțin 5 morți și peste 20 de răniți a avut loc la sediul unui ziar din Annapolis, capitala statului american Maryland. Numărul exact al victimelor nu este deocamdată comunicat oficial. Împușcăturile s-au auzit în interiorul redacției de știri a cotidianului local Capital Gazette. Poliția a intervenit și a evacuat clădirea. A fost arestată o persoană despre care forțele de ordine spun că este autorul atacului. Situația este sub control, sunt anchetați martorii pentru stabilirea motivelor atacului. Clădirea este cercetată etaj cu etaj pentru îndepărtarea oricărui alt risc și pentru descoperirea altor eventuale victime. Primele elemente ale anchetei îndepărtează ipoteza unui act terorist. Un caz bizar de crime în serie a fost deschis în Germania. Un bărbat este suspectat că și-a ucis 21 de colegi de serviciu în 18 ani prin otrăvirea mâncării cu metale grele. Suspectul are 56 de ani și lucra la o fabrică de armături metalice din landul Renania de Nord-Vestfalia. În pauza de masă, unul dintre angajați a observat o pulbere pe sandvișul său. A alertat conducerea și pe filmările de pe camerele de securitate se vede cum suspectul presăra ceva pe prânzul colegului. Das Gutachten des Landeskriminalamtes sagt aus, dass auf den Pausenbroten toxisches Bleiacetat aufgebracht worden ist, und zwar in Mengen. La compania la care lucra suspectul au fost înregistrate 21 de decese suspecte în ultimii 18 ani. Toate cele 21 de dosare au fost redeschise sub suspiciunea de crimă. Se crede că bărbatul și-a omorât colegii presărându-le metale grele pe mâncare. În locuința lui s-au găsit mercur, plumb și cadmiu. Suspectul refuză să vorbească, iar anchetatorii nu au nici cea mai vagă idee în legătură cu motivele care au stat în spatele crimelor în serie. Urșii din Alaska sunt mari amatori de somon și maestri la pescuit. Tehnologia video ne face acum martorii unor episoade impresionante din natură, unde lupta pentru supraviețuire este cruntă. Vedem imagini imediat în telejurnal. Vacanță cu iză românesc. Peste 2700 de copii și tineri din comunitățile istorice românești se vor reuni în această vară la taberele ARC 2018. Ediția din acest an este dedicată centenarului Marii Uniri și își propune să promoveze patrimoniul cultural românesc în afara granițelor. Programul a demarat cu succes la Centrul de Agrement din Oglinzi, România. Ajuns la 10-a ediție, programul ARC a devenit o adevărată atracție pentru copiii etnici români din întreaga lume. Dacă primele ediții erau destinate doar comunităților istorice, în anul centenarului numărul beneficiarilor s-a dublat, iar programul a căpătat o nouă amploare. Această ediție, pentru că vorbim de anul centenar, încercăm să ne axăm pe tradițiile noastre, ale poporului român, pe multe povești din care ei să trezească dragoste pentru tot ceea ce înseamnă istorie, frumusețea, bogăția poporului român. Vor avea vizite în teritoriu, vizite în împrejurimi, excursii, drumeții și, bineînțeles, partea de socializare. La prima serie ARC Centenar, lansată zilele acestea la Oglinzi, județul Neamț, participă peste 140 de copii și voluntari din Serbia, Ungaria și Republica Moldova. Fiecare dintre ei a încercat să aducă un strop din tradițiile și cultura zonei din care vin. Teodorul mare, mândrele tractoare, Teodorul mare, mândrele tractoare. ARC este aici. ARC peste timp, ARC peste munți, ARC peste Prut. Împreună vom face un ARC al prieteniei, un ARC al iubirii, un ARC sub drapelul românesc. Reprezentanții Direcției Județene Sport și Tineret Neamț, responsabili de implementarea proiectului la Oglinzi, au pregătit un program divers pentru copii. Cunoașterea istoriei neamului, a părinților, obiceiurilor
să mănânce o poală în brâu, să vadă un zimbru, să vadă unde a trăit Ion Creangă, Ozana cea lincurgătoare, poveștile lui Creangă, să vadă locurile în care Mihai Eminescu a trăit, la Văratec se află mormântul lui Veronica Micle, Mihai Sadoveanu a scris pe aici. Pe lângă excursiile atractive, copiii vor avea diverse ateliere de creație, de meșteșugărit, arte plastice, dar și o diversitate de activități sportive. Mai mult, copiii au pregătit și câte un program artistic. Participanții din Republica Moldova spun că tabăra din România este răsplată pentru un an de muncă. Noi ne străduim să vă placă foarte mult și când plecați de aici să regretați, să mai doriți să veniți și anul viitor. Ce ziceți? Sperăm că așa va fi. Da. Eu sperui că este să elevii olimpici, laureați la diferite concursuri, selectați cei mai. Programul Taberei ARC este o bună ocazie pentru participanți de a cunoaște locuri și oameni noi. Este o tabără internațională, sunt elevi din mai multe țări, adică și pot să comunic cu copii din alte țări și asta este foarte folositor pentru mine. Noi ne împrietenim foarte mult, atât cât cu prietenii din Serbia, atât și cu copiii din alte țări și avem ocazia să învățăm ceva nou de la ei și să cunoaștem alte culturi. Până luna august, peste 2700 de copii și tineri etnici români din afara granițelor se vor odihni la taberele ARC din Sulina și Oglinzi. Programul este lansat de Ministerul Românilor de Pretutindeni în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului din România. Pe plajele sud-africane se înmulțesc căutătorii de dinți de rechini. Pentru șomeri, această ocupație reprezintă oportunitatea de a pune mâncare pe masa familiilor. Dinții se vând cu 3 dolari bucata, dar pot ajunge și la 10 dolari în funcție de mărime. Marfa e destulă, rechinii au capacitatea unică de a-și schimba dantura de 10 de ori în timpul vieții. Practic, produc dinți pe bandă rulantă. Și aceștia sunt foarte căutați pentru că poartă noroc. Sunt cumpărați de muzee, producători de bijuterii sau turiști dornici de suveniruri. Tehnologia ne face martorii unor episoade impresionante din natură, fără comentarii. Iată mai mulți urși din Alaska la pescuit de somoni. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor, rămâneți cu TVR Moldova și nu pierdeți telejurnalul orei 18. Eu sunt Dorina Gherganov și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc o zi frumoasă în continuare și un sfârșit de săptămână minunat. La revedere!